Intervenție contra cronometru pe Valea Albă din Munții Bucegi. O tânără a căzut în gol aproximativ 250 de metri și s-a rănit. Ca să o poată ajuta rapid, salvamontiști au cerut sprijinul unui elicopter SMURD care a venit de la Târgu Mureș. La tânără au ajuns în scurt timp un salvamontist și un medic care au pregătit-o pentru transport. Ulterior, la locul accidentului, au revenit salvatorii și l-au recuperat și pe însoțitorul femeii, cel care de altfel a și sunat la 112 să anunțe incidentul.